corectă, profesionistă. Am susținut toate proiectele care au venit ca și solicitare către municipalitate, către primăria Chișinău. Și aici, și doar în ultimii câțiva ani, pot să menționez grădinița Licurici cu reparații interne și externe, construcția unui bloc nou la centrul de sănătate, reparația multor drumuri locale și acum sunt în proces de realizare, finalizare unele dintre ele. Este vorba de strada Ștefan cel Mare, Livezilor, Cireșilor, Melilor, Eminescu, Prietenii, Glavan, Florilor, Minerilor, Ion Creangă, Donici, Nucarilor. Multe trotuare au fost reparate cu surse financiare de la municipiu. Dacă este să ne referim la sateliții mai mici ai Ciorescu, în Goian au fost la fel investiții făcute, în special betonarea drumurilor, reparația casei de cultură. În aceste contexte e și proiectul de consolidare a clădirii și reconstrucția acoperișului școlii de arte, elaborarea proiectului de renovare în continuare a grădiniții 221, amenajarea curților blocurilor locative din strada Moldova, extinderea rețelei de canalizare, procurarea unui imobil de o importanță istorică și arhitecturală. Sunt niște lucruri care trebuie să le ducem până la bun sfârșit. Reiterez, susținem în continuare primarul care este din localitate, Ivan Scripnic. Considerăm că este un primar gospodar. Toți noi, absolut toți, mai avem și greșeli, și carențe, și cei de aici, și cei de acolo nu fac greșeli, cei care nu fac nimic. Dar am zis în felul următor, punem umăr cu umăr atâta timp cât există suport și cât există din partea locuitorilor încredere, avem această încredere și o delegăm și noi la rândul nostru. Eu vreau să rog în continuare să veniți pe data de 5 noiembrie. Sunt multe alte lucrări și proiecte pe care le planificăm pentru Ciorescu și cred că vom putea să le realizăm împreună, fie că aici, fie că în Goian sau mai devale. Vreau să știți că trebuie să trăim bine acasă la noi, aici. Și în afară de noi nu o să ne facă nimic curățenie. De asta trebuie să punem umăr la umăr. Nu contează cum se numește partidul, cum se numește și de ce culoare este. Contează omul și contează oamenii care sunt în localitate. De la cei mici până la cei mari. Asta ne propunem. Iar în continuare vreau să ofer cuvântul colegului meu să prezinte echipa cu care mergem în această localitate. Sunt oameni profesioniști, oameni de care suntem mândri, oameni pe care îi cunoașteți și oameni care vrem să fie ca și suport în continuare, nu cu ceartă, dar cu abordări constructive pentru Ciorescu. Bună ziua! Mulțumesc că sunteți prezenți aici. Mulțumesc, domnul Ion Ceban, că ați venit alături de noi. Eu sunt, mă numesc Iosac Tudor, sunt președintele organizației teritoriale de la MAN Ceban, în Ciorescu. Și noi vrem să ducem mulțumiri domnului Ion Ceban și să spunem că suntem mândri că facem parte din echipa MAN Ceban, că în pofida crizei mondiale care a fost cu COVID-19, în pofida crizei regionale din țara de alături, echipa dumneavoastră a demonstrat în Chișinău că se poate de lucrat și a făcut asta prin fapte, nu numai prin vorbe. Vă mulțumim! Acum vreau să prezint echipa de consilieri în Comuna Ciorescu. Ciornei Dorin, director general RTEC. Luceac Ion, jurist la bancă. Nicori Ciulia, director adjunct la Centrul Municipal de Tineret Chișinău. Gorobeț Cristina, administrator la companie care se ocupă cu creșterea și comercializarea fructelor și legumelor. Rutkovski Igor, administrator, companie de transport. Bujac Andrei, administrator, companie de transport. Bersan Olga, jurist. Breazu Gari, șef sector auto. Nalicea Evraisa, croitoreasă. Gobeniuc Silvia, director la grădiniță în Chișinău. Ciornei Liviu, inginer, companie de reparare a drumurilor.
Breazu Nina, contabilă. Răileanu Ion, responsabil securitate și sănătate în muncă, la companie de construcție. După cum vedeți, toți suntem diferiți, diferite vârste, dar toți avem aceeași dorință de a face Cerescul mai modern, să fim într-un pas cu Chișinău și cât mai rapid. Pentru asta avem preconizate următoarele proiecte pentru Comuna Cerescu. Continuarea procesului de reparație a drumurilor, transport public de capacitate mare, modernizarea sistemului de colectare a deșeurilor, construcția și modernizarea parcului și a zonelor verzi, modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă și, cum a spus și domnul Ion Ciban, grădinița numărul 221, care se află, e o grădiniță nouă care va fi modernizată, unde au fost carabinierii, dacă știți. Noi vă aducem mulțumiri și avem nevoie și de ajutorul dumneavoastră pentru a realiza asta și chiar vă rugăm pe data 5 noiembrie să vă prezentați la secția de vot în municipiul Chișinău, să votăm ca primar Ion Ciban, în Consiliu ca Man Ciban și în Ciorescu, în Consiliu, Man Ciban. Dar noi vă promitem că o să avem grijă ca toate aceste proiecte să fie realizate cu ajutorul lui domnul Ion Ciban și a partidului Man Ciban. Vă mulțumim! Eu vă mulțumesc că, încă o dată, repet, sunt foarte mândru de faptul că sunt oameni cu care muncim și în Chișinău, să știți, zi de zi, și oameni care vin de aici, oameni foarte competenți, oameni foarte profesioniști și știu că poate să adauge valoare aici, acasă, la Ciorescu, cu certitudine. Repet, venim să construim împreună, să dezvoltăm în continuare Chișinău, să dezvoltăm în continuare Ciorescu și, da, vrem ca acest lucru să se întâmple în beneficiu fiecărui locuitor. Nu veți auzi de la noi în acest context ceartă sau altceva. Venim împreună să construim. Și mai era și discutam cu domnul primar în primăvara acestui an. Este vorba despre un parc mare de agriment acolo unde se propune și grădinița nouă să fie organizată. Eu cred că acest lucru este posibil chiar cu începutul anului viitor. Așa că în sezonul estival deja oamenii se poată să beneficieze de aceste lucruri. Sper că și primarul este într-un gând cu noi și putem focusa aceste priorități în mod imediat. Eu vă doresc multă, multă sănătate. Repet, tot suportul pentru domnul primar Ivan Scripnic. Am avut o relație corectă. Sunt sigur că vom avea o relație corectă. Iar pe data de 5 vă invităm să votați Ion Ciban primar general, echipa MAN în Consiliul Local și echipa MAN în Consiliul Municipal. Vă asigurăm că vom lucra doar pentru oameni. Mulțumesc! Dacă sunt întrebări, suntem gata să răspundem la ele.